Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 13 Și ieșind din templu, unul dintre ucenicii săi i-a zis, Învățătorule, privește ce fel de pietre și ce clădiri. Dar Iisus a zis, Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră pe piatră care să nu se risipească. Și șezând pe muntele măslinilor, în fața templului l-au întrebat deosebi Petru, Iacov și Ioan și cu Andrei. Spune-ne nouă când vor fi acestea și care va fi semnul când va fi să se împlinească toate acestea. Iar Iisus a început să le spună, vedeți să nu vă înșele cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând că sunt eu și vor amăgi pe mulți. Iar când veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie, să nu vă tulburați, căci trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârșitul. Și se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție. Vor fi cu tremure pe alocuri și foamete și tulburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor luați seama la voi înși vă, că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în sinagogi și veți sta înaintea conducătorilor și a regilor pentru mine spre mărturie lor, ci mai întâi Evanghelia trebuie să se propovăduiască la toate neamurile. Iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, ci să vorbiți ceea ce se va da vouă în ceasul acela. Căci nu voi sunteți cei ce veți vorbi, ci Duhul Sfânt, și va da frate pe frate la moarte și tată pe copil, și copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și îi vor ucide, și veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui. Iar când veți vedea urăciunea pustiirii ce a prezisă de prorocul David, stând unde nu se cuvine, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți și cel ce va fi sus pe acoperiș să nu se coboare în casă, nici să intre ca să-și ia ceva din casa sa. Și cel ce va fi în țarină, să nu se întoarcă în dărât ca să-și ia haina. Dar vai celor ce vor avea în pântece și celor ce vor alăpta în zilele acelea, rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, căci zilele acelea vor fi necaz cum nu a fost așa până acum de la începutul făpturii pe care a zidit-o Dumnezeu și nici nu va mai fi. Și de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși pe care i-a ales, a scurtat acele zile. Și atunci, dacă vă va zice cineva, iată, aci este Hristos, sau iată, acolo, să nu credeți. Se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor face semne și minuni ca să ducă în rătăcire de se poate pe cei aleși. Dar voi luați seama, iată, dinainte v-am spus vouă toate, ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei și stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe fiul omului venind pe nori cu putere multă și cu slavă. Și atunci el va trimite pe îngeri și va aduna pe aleșii săi din cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerului. Învățați de la smochin pilda când blădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, lângă uși. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din cer, nici fiul, ci numai tatăl. Luați aminte, privegheați și vă rugați, că nu știți când va fi acea vreme. Este ca un om care a plecat în altă țară și lăsându-și casa, a dat puterea în mâna slugilor, dând fiecăruia lucrul său, iar portarului i-a poruncit să vegheze. Vegheați, dar, că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața, ca nu cumva venind fără veste să vă afle pe voi dormind. Iar ceea ce vă zic vouă Zic tuturor privegiați.